mai luat un dulap din acela de la Ikea care se numește Alex. Duminică, 31 martie, o să fiu prezentă la un eveniment Shop My Closet de aici din Timișoara. Întâlnim și să facem o poză, cred că ar fi un prilej foarte fain dacă vă doriți să mă întâlniți, bineînțeles. O să mă apuc de sală cu antrenoare, o să merg de două ori pe săptămână. Mi-am dat seama că uleiul ăsta îmi face rău la ten. Bun, cam așa se prezintă peretele în ansamblu. Am achiziționat această cremă de la Dr. George. 10 ore aproape de când m-am machiat, imediat se fac 10 ore. Atât de frumos o parte de edit încât îmi dau lacrimile atunci când mă uit la ea, pentru că am fost atât de fericită în ziua respectivă. Să știți că mi le pot vinde și pe Vinted, foarte, probabil mult mai rapid și ușor, dar este partea de socializare pe care vreau să o facem împreună și dacă apucați să veniți, la standul meu o să găsiți foarte multă culoare și nu o să iau acum pe mine pentru că sunt sigură că merită o ținută. Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. A trecut atât de mult timp de când nu am mai deschis camera de vlog încât simt să fac o mega introducere în vlogul de astăzi, să-mi fac rutina de skincare împreună cu voi și să vă povestesc ce s-a mai întâmplat în ultimul timp de când nu am deschis camera de vlog, pentru că s-au întâmplat câteva chestii. Stați că nu intră spatula asta la loc, așa că o să o las pur și simplu aici, doar că nu am apucat să filmez. Săptămâna trecută nu am făcut deloc vlog pentru că am fost ocupată cu tot felul de campanii pe care le-am avut de filmat pentru Insta Story și am fost foarte ocupată și la muncă. Așa că am zis că nu pun presiune, a fost și live-ul săptămâna trecută și am zis că nu pun presiune ca să fac lucrurile la repezeală și la grabă. Așa că am făcut două clipuri din astea de sit-down, ați văzut un haul about you și un haul Shein și duminică, bineînțeles, adică ieri am postat al doilea vlog din Grecia, care sper că v-a plăcut. Sper că vă place seria asta cu vloguri din Grecia. Îmi este atât de drag să o editez și să revăd materialele și practic să retrăiesc toate momentele. Mi se pare tare fain. Mă bucur foarte mult că am laptop și că am pe ce să editez și că se mișcă totul foarte bine, foarte repede. În sfârșit ajung vlogurile astea și la voi, că eu, credeți-mă că de-abia așteptam să le fac, doar că nu aveam PC și mi-era foarte, foarte ciudă că nu mergeau pe laptopul vechi. Și în altă ordine de idei, de fapt în aceeași ordine de idei, vreau să vă mai zic că s-ar putea să fi pierdut câteva materiale. Eu cred că am filmat mai mult cu telefonul, cel puțin din amintirile mele, așa reiese. Dar din materialele pe care am reușit eu să le salvez din septembrie anul trecut și până acum pe tot felul de memorii externe, nu prea reiese că am filmat atât de mult pe cât m-am gândit eu. Așa că, da, lucrez acum cu ce am, asta este ce am și mă bucur că reușesc totuși să livrez materialele și să ajungă la voi în timp util. Mă rog, în timp util, în fiecare duminică, că nu mai este neapărat timp util, dar sper ca totuși să le găsiți interesante, pentru că, na, este practic începutul sezonului de vacanțe, acum martie-aprilie, eu de prin aprilie încep să fac vacanțe în mod normal, oricum anul ăsta este o excepție, dar în mod normal de prin aprilie începeam și sper să fie, să servească așa de inspirație, dacă vă gândeați să mergeți în Lefkada, cu atât mai bine. Deci cam asta s-a întâmplat pentru mine săptămâna trecută, mult stat la birou, multă muncă, mult filmat, mult pozat, live-ul l-am avut, tot felul de materiale din astea, deci am zis că nu are rost să încep un vlog pentru că nu, n-ar fi fost sustenabil, nu m-aș fi putut ține de el și nici n-aș prea fi avut ce să vă arăt, dacă înțelegeți ce vreau să zic, că atunci când sunt atât de ocupată nici nu prea ies, nici nu prea am chef de vorbit. Apropo de vorbit, Doamne, am o bâlbâială cronică în ultimul timp, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mă bâlbâi foarte tare. Nu știu, să mă scuzați în cazul în care am aceste cazuri de bâlbâială cronică și în vloguri. Eu chiar mă străduiesc să nu mă bâlbâi și cred că de asta mă și bâlbâi. Dar nu știu ce se întâmplă cu mine în ultimul timp, că parcă nu mi se mai leagă cuvintele așa în vocabular. O fi o perioadă în care sunt mai agitată, nu știu, dar da. Mi-a fost și săptămâna trecută destul de greu să filmez, că a trebuit să tot zic de mai multe ori ca să iasă odată cum trebuie. Deci vreau să vă zic acum în început de vlog să mă scuzați dacă sunt bâlbâită pe vlogul ăsta sau pe următoarele zile. Nu știu cât o să mă țină, sper să-mi treacă foarte repede. Dar da, am această perioadă de bâlbâială. În altă ordine de idei, un alt update pe care am să vi-l dau, îl observați în spatele meu.
Dacă urmăriți vlogurile cu regularitate, știți că nu aveam acel dulap în partea aceea. Și o să vă las inserată poză de before și după ce ne ridicăm de aici o să merg să vă arăt și cum se prezintă așa per total. Dar am mai luat un dulap din acela de la Ikea care se numește Alex și este varianta cu nouă sertare. Și acum avem în felul următor. Aici este al iubitului meu. Ăsta este iar al iubitului meu și aici este al meu și ăsta este tot al meu. Deci avem două și ne descurcăm foarte bine așa. Chiar ieri duminică am fost la Ikea și am luat acest Alex, l-am văzut la reducere. Noi l-am luat cu 580 de lei și acum l-am luat cu 500 de lei. Deci a fost o reducere de 80 de lei și bineînțeles că ne-am bucurat de ea. Am ridicat ieri Alexul în jur de ora 4:30, că credeți-mă că n-a fost nimic gândit. Adică pur și simplu stăteam eu, mă gândeam cum să mai mi-organizez bijuteriile, că eterna mea problemă e cum să mi-organizez gențile și bijuteriile. Și tot uitându-mă, uite că tot nu apuc să beau din cafea, că tot vreau să vă zic chestii, tot uitându-mă pe Ikea să văd ceva soluții de organizare și așa mai departe, am dat de acest dulap care este la un preț promoțional și am zis împreună cu iubitul meu să mergem să îl luăm chiar atunci când ne-a venit ideea și a fost o decizie foarte bună. L-am montat foarte repede, având experiența ăstuia. Știam deja că cam cum trebuie montate și ce pași trebuie să urmăm, că lucrurile astea nu le prea uiți. Dacă ai demontat două dulapuri la fel, parcă pe al doilea îl faci așa aproape din instinct. L-am ajutat și eu pe ei, mi-am terminat cam într-o oră și jumătate de montat și de aranjat și de tot și cum mi se pare că arată mult mai bine și îmi place că parcă peretele este mai mare. Eu tăiam peretele aproape la jumătatea lui și acum arată totul mult mai coeziv, așa. Există cuvântul ăsta în română? Îmi vine din engleză cohesiv, sper că există cuvântul ăsta și în română, dar arată mult mai bine. Când o să mă ridic de aici, o să vă și arăt exact ce și cum am acolo în sertărașele mele, dar nu s-a schimbat mare lucru, practic am mutat din ăsta în ăla. Și am mai adăugat câteva chestii, dar vă arăt imediat. Cam asta cu schimbarea sufrageriei. Dacă vă interesează astfel de durepioare Alex, să știți că în momentul de față la Ikea sunt la reducere, la 500 de lei, nu la 580, cum sunt în mod normal. Asta așa pentru informația voastră, dacă sunteți interesate sau interesați. Să știți că mi-am făcut o listă aici cu ce am să vă spun și urmează o parte din listă foarte faină și anume weekendul acesta, adică duminică 31 martie, o să fiu prezentă la un eveniment Shop My Closet de aici din Timișoara. Deci, pentru fetele care sunt din Timișoara, o să vă las în bara cu descrieri un link unde puteți să mergeți și unde puteți să vedeți toate detaliile evenimentului. Se ține în incinta Ziva Branding, care este o agenție de publicitate de aici din Timișoara și o să fim în total 10 fete, 10 creatoare de conținut, care o să ne aducem câteva articole de îmbrăcăminte și practic o să le vindem. O să fie o oportunitate foarte faină să ne întâlnim, să facem poze, să discutăm, să cumpărați ceva articole de la mine dacă mă urmăriți și sunteți din Timișoara și vă doriți să veniți să vă uitați prin ce haine o să aduc, să facem doar o poză, puteți doar să veniți să facem o poză pentru că este mai mult un eveniment de socializare, dar am zis totuși să aibă o temă. Am fost invitată de către cei de la Ziva să particip la acest eveniment și am fost extrem de încântată când am auzit de acest concept, de acest Shop My Closet. Așa că o să vă las link în bara cu descrieri ca să vedeți locația și toate detaliile. O să se întâmple duminică 31 martie, după cum spuneam, de la ora 10, cred că o să înceapă ceva de genul. Dar duminică 31 martie și o să fim acolo până undeva în jurul serii. Deci sunt super încântată de acest eveniment pe care o să-l am duminică, o să merg de dimineață, o să pun umerașe, o să pun etichete, o să pun haine. Săptămâna asta vreau să fac și selecția articolelor, trebuie să mă duc și la sediul Ziva să iau etichetele pentru articole, pentru că o să fie o casă de marcat, nu o să plătiți efectiv la noi, la cele care vindem, o să plătiți la o casă de marcat, deci o să fie totul foarte organizat și foarte fain.
Am încredere oricum în cei de la Ziva că fac o treabă bună pe partea organizării de evenimente, așa că dacă sunteți din Timișoara sau dacă vă aflați cumva duminică 31 martie în Timișoara, vă aștept cu drag să veniți, să facem poze, să vă uitați prin hăinuțe, dacă vreți cumpărați, dacă nu, măcar să ne întâlnim și să facem o poză, cred că ar fi un prilej foarte fain dacă vă doriți să mă întâlniți, bineînțeles, și dacă vă doriți să întâlniți și celelalte creatoare de conținut, cred că sunt singura care face YouTube ca principal, nu vreau să vorbesc prostii, majoritatea fac TikTok și Instagram, dar eu am YouTube-ul principal, Instagram-ul secundar, așa că vă aștept în număr cât mai mare. Și sâmbătă, 30 martie, o să mă duc la piață, dar asta nu este un eveniment. O să merg la piață, vine mama iubitului meu și sora iubitului meu și o să mergem împreună la piață. Ele au tot auzit de la mine că am zis de piață și au zis într-o zi, haide că am vrea și noi să venim. Și o să vină cum ar veni de vineri și sâmbătă dimineața o să mergem la piață cu toatele și cu Emi. Și cred că o să fie foarte amuzant. Deci săptămâna asta, scopul, obiectivul principal al săptămânii, de fapt, este să organizez hainele, să văd ce duc la Shop My Closet pentru evenimentul acela de duminică și ce duc pentru sâmbătă la piață. O să vreau să fac așa o împărțeală foarte faină, să trec prin dulap, să trec prin tot ce am, prin toate cutiuțele, bla bla bla. Și bineînțeles că o să vă arăt și vouă aici în vlog, deci cred că vlogul ăsta o să se învârte mai mult în jurul acestei tematici, pentru că săptămâna mea o să se învârte în jurul acestei tematici. O să ajungă cu siguranță vlogul ăsta la voi până când o să fie evenimentul. Eu sper să ajungă vlogul ăsta la voi miercuri. Deci, da, sau joi. Miercuri sau joi. O să vedeți vlogul ăsta, deci sigur o să fiți informați și informate în timp. Vai, foarte mult mă bucur. De-abia așteptam să deschid camera de filmat și să vă anunț despre acest eveniment. Și să vă mai anunț despre o chestie. Săptămâna asta este ultima săptămână înainte de sală. Știți, cred că vă ziceam într-un vlog trecut că îmi caut o antrenoare. Făceam research activ, mă tot uitam pe Instagram, mă tot uitam la tot felul de antrenoare din Timișoara și i-am dat sarcina asta și iubitului meu, pentru că el se duce la sală. El este antrenor, este și kinetoterapeut și antrenor fitness, doar că deci are și clienți la sală, are și clienți, pacienți în privat. Și i-am spus, când se duce la sală, Emi, te rog frumos, uită-te de o antrenoare pe care tu ai considera-o potrivită pentru mine. El mă cunoaște, știe care sunt nevoile mele, știe ce am eu nevoie de la o antrenoare și așa mai departe. Și a găsit, adică mi-a recomandat această fată. M-am uitat și eu puțin pe profilul lui de Instagram și am contactat-o, cred că săptămâna trecută luni am vorbit cu ea și am stabilit să ne apucăm de sală. O să mă apuc de sală cu antrenoare, o să merg de doar pe săptămână, lunea și joia, momentan pentru început. Antrenoarea pe care am ales-o se ocupă și de nutriție, așa că o să-mi dea un plan, deci sunt extrem de încântată, sunt foarte, foarte excited. O să-mi dea un plan nutrițional, această antrenoare o să trebuiască să mă țin de acel plan nutrițional și o să trebuiască să merg de doar pe săptămână la sală. Știu că mereu îmi lăcrimează ochii atunci când îmi aplic SPF-ul ăsta corean. Nu știu dacă vi se întâmplă și vouă acest Beauty of Joseon, SPF-ul ăsta. Sincer să fiu, de-abia aștept să termin produsele astea coreene, pentru că deja am coșul pregătit pentru următoarele produse coreene pe care vreau să le încerc de pe Skin Guru, dar aștept să mi se termine aceste produse ca să, sau să fie aproape, să mai am o utilizare două ca să pun cealaltă comandă. Dar vă ziceam că îmi lăcrimează ochii de la acest SPF, deci să revenim la idee. O să am un plan nutrițional pe care o să mi-l dea antrenoarea și o să mă duc și la sală de două ori pe săptămână, lunea și joia. Deci sunt super încântată, chiar cred că este un lucru pe care trebuia să-l fac de mult pentru mine, pentru că într-adevăr am kilograme în plus, am tot adunat kilograme în plus și nu reușesc să mă țin singură de treabă, nu reușesc să fac singură, nu reușesc să fac împreună cu iubitul meu, îmi lipsește motivația, îmi lipsește, nu știu, plăcerea de a mă duce la sală. Mira a pornit ăla în spate, da, Mira stă pe telecomanda, ok, super, Mira stă pe telecomanda lămpii de acolo din spate, da, e ok, așa. Și nu reușesc să mă țin singură de treabă,
nu știu, nu sunt destul de motivată, nici nu-mi place, sinceră să fiu, nu-mi place să mă duc la sală, nu-mi place sportul în general și nu pot să mă țin de ceva ce nu-mi place, oricât de motivată aș fi, doar că deja nu mai există nu vreau, adică nu înțeleg, uite, cazul de bulbeală cronică de care vă ziceam, nu trebuie să mai existe nu vreau și tot felul de scuze, trebuie eu pur și simplu să mă pun pe treabă și să existe trebuie, pentru că trebuie efectiv să mă apuc de treabă. Am kilograme în plus, nu-mi place nici mie când le văd, vă dați seama că nu sunt neapărat extrem de încrezătoare în mine când vine vorba de fizic și poate unele fete care au kilograme în plus sunt încrezătoare în ele și îmi doresc atât de mult să ajung și eu la nivelul ăla de confidence, doar că nu îl am în momentul de față, așa că trebuie neapărat să fac ceva cu privire la kilogramele mele în plus și am zis că o antrenoare care combină nutriția cu antrenamentele este perfect, m-am sfătuit cu ea, ea a zis că pentru început îmi este ok și să merg de două ori pe săptămână, deci da. Ea este oricum cea care mi-a zis că pot să merg și de două ori pe săptămână dacă mă țin de planul nutrițional și de alimentație. Mi este ok să merg și de două ori, dar dacă o să vreau cumva să merg de trei ori pe săptămână, lunile următoare o să putem ajusta programul. Bineînțeles că nu e bătut în cuie. Pentru început o să merg totuși de două ori și o să mă țin de planul alimentar. Prima zi este luni 1 aprilie, fără să trag, să dau nicio... Nu știu, să fac nicio glumă nimănui. Luni, 1 aprilie, ne apucăm de sală și o să vă împărtășesc, bineînțeles, experiențele mele și toate cele. Nu cred că o să filmez din sală, dar o să vă zic părerea mea 100%. Și cam asta am avut să vă spun, cam astea sunt informațiile. A, nu, stați că mai am ceva să vă zic legat de skincare. Am făcut un upsi, am făcut o foarte mare greșeală cu demachierea și vreau să vă povestesc un picuț despre ea. Îmi pare rău că nu am făcut vlog săptămâna trecută, deoarece era momentul perfect să vedeți cum arată o barieră a tenului stricată, pentru că da, mi-am stricat bariera tenului și nu reușeam să identific cauza. Ce s-a întâmplat, ce produs am folosit greșit, pentru că am schimbat gelul de curățare și am schimbat și uleiul de machiant sau, mă rog, balsamul de machiant și m-am tot învârtit eu în jurul cozii, sinceră să fiu, am crezut că este gelul de curățare, produsul de curățare, deoarece acela parcă îl freci așa în față și credeam că acela este problema. Am încercat să-l schimb, dar tot nu părea că tenul meu își revine. Aici în zona asta, unde acum vedeți că este ok, aici în zona asta era foarte, foarte roșu, inflamat, uscat. Foarte rău arăta tenul meu săptămâna trecută și am zis ok, haide să schimb puțin uleiul de machiant și să trec la ce foloseam eu în trecut. Știți că mi-am luat recent acest ulei de curățare sau ulei de machiant. Este de la Skin 1004, Skin 1004 acolo jos și este cu centelă. Spune că este light cleansing oil și cam atât am folosit eu din el și modalitatea de a-mi curăța fața pe care am înlocuit-o cu acest ulei este acest balsam de machiant de la The Inky List, pe care vedeți că între timp l-am și tăiat ca să ajung la tot produsul de aici, pentru că mi-am dat seama că uleiul ăsta îmi face rău la ten. Îmi distruge bariera, îmi face obrajii foarte uscați, foarte sensibili, foarte roșii, parcă mi-apăreau și niște coșulețe și nu era pentru că am încercat să trec de perioada aceea, că am auzit că atunci când începi să folosești un ulei de machiant s-ar putea să ai un picuț de purging, adică să-ți iasă impuritățile la iveală, doar că nu era vorba de coșuri, era vorba de uscăciunea tenului și de barieră distrusă, ceea ce nu este ceea ce un ulei ar trebui să facă și nu este purging. Este practic un produs nepotrivit pentru tipul tău de ten, așa că acest produs pentru mine a fost nepotrivit. S-ar putea să fi curățat el prea dur, prea intens, chiar nu știu ce s-a întâmplat, dar am revenit de vreo 3-4 zile la acest balsam de machiant de la The Inky List și bariera tenului meu se reface și chiar s-a refăcut. Și vreau să vă zic că am tăiat recipientul pentru că nu mai ieșea nimic din el și ia uitați cât produs mai este în interior. Deci o grămadă de produs mai este aici, așa că o să folosesc
acest produs până la epuizare și cred că tot pe ăsta o să-l recumpăr. Sau am mai auzit că este foarte bun și cel de la Geek & Gorgeous sau cel de la Bioma. Deci o să văd dacă îl cumpăr tot pe ăsta de la The Inkly sau dacă încerc unul dintre celelalte balsamuri de machiante. Nu mă așteptam să fie uleiul de machiant problema în rutina mea de skincare, așa că acest lucru demonstrează că toate produsele astea pe care tocmai le-am folosit eu, dacă vreți să le achiziționați și voi, o faceți pe pielea voastră, pentru că eu am auzit numai cuvinte de bine despre acest ulei de machiant. L-am încercat și mie nu mi s-a potrivit, deci dacă vreți, adică sunt produse care o să se potrivească numai vouă și de asta trebuie să cauți pentru a-ți găsi rutina de skincare potrivită și produsele potrivite și bineînțeles că asta vine cu încercat de produse și vezi că îți fac rău și trebuie să o iei de la zero. Dar da, asta să fie cea mai mare problemă pe lume. Bun, cam astea, acum chiar că astea au fost toate update-urile pe care le-am avut de data. Am vorbit 20 de minute, dar v-am pus la curent cu tot. V-am zis de Shop My Closet, v-am zis de schimbarea din spate, v-am zis de piață, v-am zis de sală, v-am zis de uleiul de machiant. Deci suntem la zi, la curent cu toate, deci să înceapă ziua de luni. Hai că mergem să vă arăt cum mi-am aranjat acolo dulăpioarele. Că Mira, văd că și-a făcut de cap, uitați, stați să vă arăt. Era aici, vedeți că telecomanda este fix acolo, sub fundul ei. Ai telecomanda. Și de asta se tot schimba lumina acolo în cadru, în spate. Și apropo, voiam să vă mai zic de pijama, cu toate că trebuie mai un pic să o bag la spălat. Voiam să vă zic de această pijama, să știți că am schimbat-o. Am luat mărimea M și îmi este mult, mult mai potrivită. Chiar mi este absolut perfectă, mă simt extrem de cozy în ea. Îmi place mult și cred că o să mai iau o pereche de pijamale din astea de la H&M, pentru că au un material foarte fain, super respirabil pentru vară, nu prea gros, nu prea subțire și mi se pare că se așează foarte drăguț. Mai au și pe roz și s-ar putea să îmi iau și pe roz, dar vreau să vă zic că am schimbat mărimile. Asta pe mine este mărimea M și să știți că acolo pe H&M scria că trebuie să ții o mărime mai mică, nu, trebuie să ții o mărime mai mare deoarece pantalonii sunt făcuți destul de mici, dar nu vă luați după ce scrie acolo pe site-ul H&M, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu port M în partea de jos și M mi-am luat, bine, ML și mi-am luat M, deci sunt ok, sinceră să fiu, dacă sunt niște pantaloni largi, port mărimea M și ăștia sunt largi și mi-am luat exact mărimea mea și îmi sunt perfecți. Deci luați-vă mărimea voastră dacă vă plac pijamalele astea și haideți să vă arăt acolo în spate. Bun, cam așa se prezintă peretele în ansamblu. Vedeți că pare mult mai mare peretele, cel puțin dacă ați fi fost în camera asta înainte și după, v-ați fi dat seama 100% că pare peretele mult mai mare. Și eu făceam o foarte mare prostie pentru că tăiam peretele aproape la mijlocul lui, după cum vă ziceam. Dar în ansamblu se prezintă în felul următor. Vă ziceam că aici sunt lucrurile iubitului meu, deci nu o să intrăm în ele și aici sunt lucrurile mele. În aceste dresere să știți că nu s-a schimbat nimic. Practic am aici doar exact ce aveam înainte. Aici am tricouri, tot felul de chestii. Aici, în primul rând, mi-am pus bijuteriile. În felul acesta, să știți că aceste recipiente sunt de hârtie și sunt de la IKEA cu 10 lei, sunt la colecția lor nouă și mi-am pus aici câteva bijuterii, am pus și acolo în spate niște bijuterii pe care nu le port atât de des, aici am cercei, acolo am brățări, acolo am cercei foarte mari, aici în față sunt niște cercei pe care îi port puțin mai des, aici două coliere, niște coliere la fel aici și încă un colier, dar să știți că arată foarte bine compartimentele astea și îmi place foarte mult despre ele. Aici au rămas produsele mele de față, nu s-a schimbat nimic, mi-am mutat machiajele aici. Aici sunt produsele mele de ochi, am făcut organizarea asta împreună cu voi într-unul din clipurile trecute, aici sunt paletele mele de machiaj. Deci practic am acum tot make-up-ul la un loc, lucru care mă bucură foarte mult. Următorul sertar este cu tot felul de textile. Am aici eșarfe și tot felul de bentițe din astea de pus în păr și aici în spate am mănuși, am aici niște flori din astea de pus la gât și în spate două huse de telefon, singurele două huse de telefon pe care le-am mai păstrat. În continuare, în următorul sertar, vedeți că am și mult spațiu liber, am accesorii de vară aici și aici este kitul pentru urgențe pe care îl avem în mașină atunci când mergem să călătorim puțin mai mult cu mașina. Ultimul raft este cu parfumuri, parfumuri pe care nu le folosesc atât de des, tot felul de carduri și chestii random. Aici am pouch-uri de călătorie și aici sunt niște
bureței extra, agrafe, o oglindă și așa mai departe. Și pe ultima, în ultimul sertar, de fapt, am pus aici pictura cu diamante, de care n-am mai reușit să mă ocup în ultimul timp, și jos de tot am dosarul pentru PFA cu factori și toate cele. Deci cam asta este în dulapul meu Alex. Pe asta nu vi-l mai arăt, că îl știți deja, nu s-a schimbat nimic în el și mă bucur foarte mult că am făcut această ajustare. Și acum arată totul mult, mult mai bine, sunt mult mai mulțumită, mi se pare că arată peretele mult mai plin, mult mai mare și da, sunt foarte încântată. Bine, ne auzim puțin mai târziu, se înceapă săptămâna și da, mă pun să muncesc. Yay! Bună ziua, dragilor! Este o nouă zi. Astăzi este marți. Eu tocmai ce m-am întors de la birou și nu vreau să vă țin foarte mult aici pentru că, sinceră să fiu, a fost o zi normală. Am fost, după birou, am fost puțin până la Sensei și acum am venit acasă împreună cu iubitul meu și o să ne uităm la un show din ăsta pe Netflix. Noi ne-am uitat și la sezonul 1, se numește Fizic 100 și sunt competiții din astea sportive în Asia. Foarte fain este făcut și ne prinde. Am văzut primele 4 episoade, cred, în weekend și acum au apărut următoarele 2 din sezonul 2. Așa că dacă vreți să vedeți așa ceva foarte plin de acțiune, vă recomand să vă uitați la concursul ăsta, de fapt. Pentru ce am deschis eu camera? Astăzi am observat că am găsit un combo foarte fain pentru față și am vrut neapărat să vă vorbesc despre el acum, deoarece sunt machiată de astăzi de la ora 8. Și uitați-vă cum arată tenul meu fără nici un retouch. Eu sunt genul de persoană care are fruntea și nasul foarte, foarte uleioase și se strică machiajul, să zicem, după 4 ore. Dar uitați-vă ce bine arată tenul. Și v-am zis, sunt machiată de foarte mult timp, lucește puțin fruntea, dar cam asta este tot și se simte foarte hidratat și foarte fain. Pe lângă baza de cosmetice coreene pe care am folosit-o ieri dimineață, v-am arătat rutina mea de skincare de zi, am folosit combinația de aceste două produse. În primul rând, în weekend, când nu făceam vlog, am achiziționat această cremă de la Dr. Jart, Cicaper se numește și cred că dacă nu ați trăit sub o piatră, sigur știți despre ce este vorba. Este crema aceasta verde care odată aplicată pe față se transformă într-un fel de fond de ten, dar e o cremă care are și acoperire, e foarte faină și dacă nu ați încercat-o până acum, vă sfătui să mergeți într-un Sephora și să o încercați măcar puțin pe mână, să vă dați seama de textură, dar este într-adevăr faină și își merită tot hype-ul din online, mai ales pentru fetele care nu au foarte mari probleme cu tenul, așa cum sunt și eu, nu mă confrunt cu coșuri, dar am roșiață și culoarea tenului meu nu este uniformă, e exact produsul de care am nevoie, cel puțin așa simt acum. Dacă o să se schimbe ceva pe parcurs, o să vă anunț. V-am zis, este a doua sau a treia oară când o folosesc, dar prima oară când o folosesc a la long și a rezistat toată ziua. Deci machiajul meu arată impecabil și peste este pudra de la Huda aceasta, dar să știți că face și asta o treabă foarte bună și setează machiajul foarte frumos și nu se vede cakey pe față, dar cred că 80% din treabă o face fondul de ten sau crema asta, așa că am zis că neapărat trebuie să vă spun de ea așa la cald și să vă arăt exact cum se prezintă pe ten după 10 ore aproape de când m-am machiat, imediat se fac 10 ore de când m-am machiat, deci a rezistat super, super bine, chiar sunt super mulțumită. Recipientul ăsta micuț, într-adevăr este cam pricey, recipientul ăsta micuț de 15 ml este 80 și ceva de lei și recipientul mare, care are mai mult, cred că are 50 de mililitri, este 200 și ceva, dar eu v-aș sfătui să mergeți să o încercați prima dată în Sephora, să vedeți dacă vă înțelegeți cu textura, poate chiar să cereți o mostră. A, se aude, știți ce face iubitul meu? Își aranjează, își distruge casa în primul rând și în al doilea rând își aranjează aici bijuteriile. Stați să vă arăt. Mi-a picat inelul după. Oh, își aranjează aici bijuteriile, că v-am zis că acum are și el un sertar, un dulap din ăsta Alex. Mă duc de aici că este muzică. Are un dulap din ăsta Alex pentru el și este în extază. Și aranjează bijuteriile și a luat organizatoare din Pepco să-și pună toate bijuteriile acolo drăguț. Dar asta se auzea pe fundal. Dar revenind la cremă, puteți să cereți o mostră de la fetele de la Sephora, dar să știți că puteți să găsiți această cremă și pe Notino și pe alte site-uri, dar din câte știu eu, în magazine fizice se găsește cel mai ușor în Sephora ca să puteți să o încercați înainte să dați banii pe ea.
Sunt îndrăgostită. Este noul meu fond de ten / cremă favorit și numai bine că vine sezonul cald și nu este nici foarte cakey. Foarte mult îmi place, probabil că o să vorbim și mai mult despre ea în rutina de make-up, pe care nu știu dacă o să o filmez mâine sau o să filmez săptămâna viitoare, mă rog, mai vedem. Cam asta pentru moment, asta am avut să vă raportez în adevăratul sens al cuvântului, să vă raportez pentru că trebuia neapărat să vă zic despre bunătatea asta de cremă, cred că este o cremă, da, nici nu știu cum să mă raportez la ea, cremă, fond de ten, cremă cred că este mai mult decât fond de ten, da, foarte, foarte faină. Acum cât de aproape se poate, ca să vedeți că fondul de ten nu este separat, nu este crăpat, fond de ten, cremă, mă rog, produsul ăsta, tenul arată foarte, foarte bine și pentru mine, care am tenul mixt, extrem de uleios pe frunte și pe nas, arată excelent. De obicei nu mai am deloc produs pe nas și nici în zona asta când mă întorc acasă de la birou, deci da. Și cam așa arăt eu în timpul săptămânii când nu filmez și sunt la muncă sau editez. Astăzi este miercuri și voiam să vă arăt cel mai special edit pe care eu l-am făcut în ultimul timp. Lucrez la editarea vlogului din Grecia, vlogul cu numărul 3 pentru voi și a ieșit atât de frumos o parte de edit încât îmi dau lacrimile atunci când mă uit la ea pentru că am fost atât de fericită în ziua respectivă și editând acum materialul m-a făcut să mă întorc așa cu totul în timp și să retrăiesc momentele respective. Deci ador pur și simplu vlogurile de călătorie pentru că mă transportă înapoi și chiar dacă nu merg foarte bine pe canal, adică nu sunt cele mai vizualizate clipuri ale mele, sunt cele mai dragi sufletului meu și le editez cu atât de mare drag și îmi pare foarte rău acum când mă uit în retrospectivă că nu am filmat mai mult. Mereu atunci când sunt în vacanțe și călătorii, îmi zic că vreau să mă bucur eu foarte mult de călătorie și că nu vreau neapărat să stau tot cu camera sau cu obiectivul sau cu, mă rog, telefonul în mână să filmez. Dar când ajung acasă, atât de rău îmi pare că nu am mai multe materiale pentru că mi-amintesc momente pe care nu le-am filmat și pe care nu le pot transmite mai departe, care din păcate cu timpul o să se uite și o să le uite și memoria mea, evident, și ar fi mult mai bine să le am pe toate, dar îmi este învățătură de minte pentru viitor. De acum încolo să filmez efectiv tot ce prind, mai ales acum că am și MacBook-ul, pot să filmez foarte ușor cu telefonul, nu mai trebuie să mai tot scot camera și să filmez, deci o să-mi fie mult mai simplu, nu mai am acum nicio scuză. Haideți să vă întorc și să vă arăt editul care este atât de special pentru mine și nu vă zic cât am muncit la clipul ăsta din Grecia, că am muncit foarte, foarte mult la el, stați că vă întorc și vă explic puțin. Deci, în primul rând, acest videoclip pentru voi o să apară duminică, deci mai aveți un picuț de așteptat până când apare clipul și vedeți că avem aici multe, multe părți din astea cu albastru. Astea sunt toate părți pe care le-am pus eu pe muzică și tot felul de cadre pe care le-am filmat. Aici am fost la Porto Cacichi, la Far și la Cafe Panorama. Aici am fost cu croaziera, aici am fost cu motorul înainte, deci a fost foarte, foarte frumos. Cred că ăsta e cel mai drag vlog pe care l-am editat eu vreodată și vreau să vă arăt puțin că am drepturi de autor pe piesa asta pentru că am programul respectiv care mă lasă să folosesc piesa, deci nu o să fie nicio problemă de copyright și vreau să vă arăt cât de drăguț mi se pare că a ieșit editul ăsta. Stați așa să pun pe full screen și să dăm play. Stați un pic cu mine, vă rog, să vă arăt cât de drăguț. Vai cât îmi place cum a ieșit. Și e și piesa pe care o folosesc eu încă din 2020, de când mi-am deschis canalul de YouTube. Am ales să pun piesa asta atât de specială, că am zis că e un moment extrem de special și da, se potrivește perfect. Cât îmi place. Cred că se vedea pe fața mea cât sunt de fericită. Efectiv, eram fericită. Da, și bormașini pe fundal, dar le scuzați, bineînțeles. Și după aceea, dacă mai mergem puțin, o să vedeți că aici eram încă la farul din Lefkada. I can't help but feeling
Și aici eram la Cafe Panorama. Aici mergeam spre Cafe Panorama și aici ajunsesem la Cafe Panorama, care dacă mergeți în Lefkada trebuie să vedeți fiecare apus de la Cafe Panorama, că nu se poate altfel. E superb aici. E o cafenea foarte, foarte sus și ai un view cel mai frumos peisaj pe care l-am văzut în viața mea vreodată, credeți-mă. E magic. Eu nu pot să cred că ochii mei au văzut în realitate lucrurile astea. Sunt atât încântată. Și v-am zis că am retrăit toate momentele astea prin prisma editului, editatului acestui vlog. Ia uitați-vă aici. Doamne! Doamne, doamne! Gata, atâta vă arăt, nu vă arăt mai mult. Nu că nu aș vrea să vă arăt mai mult. Ia uitați-o pe Mira cum doarme. Nu că nu aș vrea să vă arăt mai mult, dar na, nu vreau să vă știrbesc din plăcerea de a vă uita la vlogul de călătorie, care v-am zis că o să apară duminică. Vreau să deschidem un colet împreună și să vă explic puțin exact ce și cum. Mi-am comandat o cămașă de la un designer român, o cămașă handmade, și vreau să povestim un picuț despre ea. Legat de ordinea, adică nu de ordinea, de lucrurile pe care vreau să le duc la piață și la Shop My Closet, încă n-am apucat să fac sortarea în ele. Vreau să o fac astăzi puțin mai încolo, cel puțin cele pentru Shop My Closet. Aș vrea să vă arăt o parte din ele ca să știți dacă sunteți din Timișoara, dacă vă doriți nu să veniți, cu toate că eu vă încurajez 100% să veniți și dacă nu cumpărați nimic, scopul meu este să vă întâlnesc pe voi, sinceră să fiu, și de asta am ales să particip la acest eveniment organizat de Ziva, ca să vă văd pe voi și hainele, să știți că mi le pot vinde și pe Vinted, foarte, probabil mult mai rapid și ușor, dar este partea de socializare pe care vreau să o facem împreună și dacă apucați să veniți, ar fi superb. Bine, ia uitați-o pe fetița asta. Și bormașina pe fundal, bineînțeles, dar fetița asta este foarte drăguță și să știți că este o pisică veritabilă, pentru că pe timpul zilei doarme efectiv toată ziua. Bine, cred că o să aștept eu mai bine să se oprească sunetele de bormașină și după aceea o să vă arăt cămașa și o să vă vorbesc despre ea, că pe sunetele astea de bormașină nu știu dacă ne înțelegem. Oricum, pe mine mă enervează. Probabil că și pe voi. În sfârșit s-a oprit bormașina și pot și eu să fac unboxing-ul lucrului pe care mi l-am comandat. Vă ziceam că mi-am luat o cămașă de la o designeriță româncă și să știți că am început să fiu foarte prietenă cu astfel de small businesses din România, începând de la genți până la articole din astea de îmbrăcăminte. Încerc din când în când, când îmi pică pata pe ceva, să achiziționez și să investesc tot în articole din țara noastră și să susțin brandurile locale. Am văzut o cămașă, era o zi superbă de primăvară. Era weekend, eram pe afară cu iubitul meu, cred că eram undeva la o terasă, la cafea, și stăteam așa, ne relaxam puțin pe telefoane, la soare, și mi-apare această postare cu această cămașă și mi-a căzut efectiv cu tronc. În secunda 2 am dat comandă și a durat ceva până să ajungă, pentru că totul este custom made. Trebuie să îi trimiți Dianei, pentru că este de la brandul Diana Boje. Cred că se vede aici sigla. O să încerc să vă las și link către pagina ei de Instagram în bara cu descrieri. Totul se face după măsurile tale. A trebuit să trimit măsuri de la bust, talie, șold și a trebuit să aștept, bineînțeles, ceva timp până a fost croit acest articol special pe măsurile mele. Comanda am pus-o, cred că undeva în urmă cu vreo 3 săptămâni și numai ce a ajuns astăzi, deci a durat ceva, luați lucrul ăsta în considerare, dar cred că o să fiu surprinsă de frumusețea acestui articol. Ceva de genul se prezintă când o scot din această cutie și vreau să o scoatem, să lăsăm cutia deoparte ca să vă pot prezenta mult mai bine. Stați așa și așa. Nu o să iau acum pe mine, pentru că sunt sigură că merită o ținută în adevăratul sens al cuvântului, dar cam așa se prezintă articolul. Este o cămașă absolut superbă, are un guler supradimensionat genial, niște flori brodate manual aici în partea stângă a gulerului. Ia uitați-vă nivelul de detaliu în care a fost lucrată această cămașă. Este dintr-un material natural, este făcută de mână, bineînțeles, este de la un small business, mi se pare
mi se pare perfectă. Mi se pare atât de prețioasă și de frumoasă. Are o grămadă de detalii. O să încerc să vi le descriu acum. Mânecile sunt în felul acesta cu elastic. Gulerul este despărțit aici în față, cât și în spate. Gulerul este destul de supradimensionat. Mie mi se pare genul de cămașă care merge purtată pe toată perioada sezonului cald, atât primăvara cât și vara, deoarece este dintr-un material foarte bun și natural. Nu vreau să spun vreo prostie. Că este in, că este bumbac, nu vreau să pun punctul pe ei, dar știu că este 100% din materiale naturale. O să vă las linkul către pagina ei de Instagram, v-am zis, în bara cu descrieri și puteți să mergeți voi să vedeți că pe lângă această cămașă are foarte multe alte lucruri. Și ultimul detaliu pe care vreau să-l menționez legat de această cămașă sunt năstureii. Are niște năsturei așa de sus până jos, roz, care se potrivesc cu rozul floricelelor. Avem aici o grămadă de floricele de primăvară. E o dulceață cămașa asta și v-am zis că mi-a căzut cu tronc atunci când am văzut-o. Eu i-am spus Dianei că îmi doresc ceva mai oversize pentru că vreau să fie lejeră, să pot băga în fuste în pantaloni și cred că, așa cum o văd, este super oversize, lărguță și foarte faină. O să vedeți voi purtată și pusă pe mine cum merită să fie purtată și pusă pe mine pentru prima oară, deoarece aș vrea să compun așa o ținută frumoasă cu ea. Cred că o să vă prezint haul cu articole pe care mi le-am mai cumpărat în ultimul timp, pentru că mai am câteva articole noi pe care nu am apucat să vi le prezint și vreau să fac un haul. Știu că astea prind cel mai bine la voi și că vă plac, așa că o să prezint poate atunci în mai mare detaliu și o să vedeți atunci îmbrăcată pe mine. Bun, ăsta a fost scurtul unboxing. Acum vreau să merg să fac selecția în haine, că vreau să închei vlogul ăsta arătându-vă câteva articole pe care o să le găsiți acolo duminică la Shop My Closet. Deci nu vreau să închei vlogul fără să facem activitatea asta împreună, deci trebuie să mă apuc încă de pe acum. Vă arăt așa în mare imediat ce reușesc să fac o mică selecție sau o mare selecție. A few moments later. Să știți că au trecut maxim vreo 20 de minute și vreau să vă arăt progresele pe care le-am făcut și câte haine am reușit să strâng pentru Shop My Closet. Foarte multă culoare, după cum observați. Am aici într-un colț niște haine pe care le-am scos din cutii de depozitare, din saci de vidat, și aici am niște haine pe care le-am scos din garderobă. O să vreau să calc totul, să parfumez, să fie totul cât mai drăguț. Oricum, articolele o să fie așezate pe umerașe, o să fie stimuite, că înainte, deci o să fie ca din magazin, dacă pot să zic așa. Am scos acolo și câteva genți și mai am aici și 4 perechi de încălțăminte. O să mă duc și cu aceste perechi de încălțăminte pentru că știu că sunt foarte populare și s-ar putea să-și găsească un cămin mai bun decât în garderoba mea. Dar în majoritate, la standul meu, o să găsiți foarte multă culoare și mărimi ML. Am și câteva S-uri, dar majoritatea sunt ML și cred că, uite, ținuta asta, de exemplu, cămașa albă, fusta asta roz și sacoul ăsta arată foarte bine, sacoul arată bine și cu fusta asta. Sunt niște articole tare drăguțe, v-am zis, adică știți deja că eu pun aici la vânzare și scot la vânzare articole pe care eu le port de câteva ori, deci sunt într-o stare impecabilă și din punctul meu de vedere este un win-win, atât pentru mine că mai îmi fac loc în garderobă, cât și pentru voi că luați articole noi, unele cu etichetă sau purtate o singură dată, la niște prețuri foarte rezonabile. Să știți că în această grămadă, care cere vârf de aici, am multe lucruri interesante. Vă aștept oricum la Shop My Closet să vedeți despre ce este vorba. Să știți că articolele astea, care nu se vor da, vor ajunge pe Vinted. Asta este o fustă tare drăguță. Aici am o rochie foarte interesantă. Aici este ceva nou cu etichetă. În felul ăsta, pe asta chiar mi-am dat eu banii, eu am cumpărat-o de pe ASOS. Am aici și o fustiță, o vestă, încă o vestă în partea asta, vesta asta de la Zara mi-a plăcut foarte mult, doar că este momentul să o dau mai departe și articole de genul ăsta veți găsi. Am aici un compleu format dintr-o geacă de blugi și o pereche de blugi în felul ăsta cu acest imprimeu. Sinsei. Am și ceva de la Poema, am un sacou tare drăguț portocaliu de la Poema, deci vedeți multă culoare și multe articole din astea, foarte versatile din punctul meu de vedere. Am aici un cardigan care știu că vă nebunește de fiecare dată când îl port, este de la Sinsei el și
E o frumusețe, arată superb și vreau să-l dau mai departe și pe dânsul, am și niște pantaloni, am și bluze, oricum, în funcție de, stați să întorc să mă vedeți pe mine, că cam asta este overview-ul. În funcție de câte etichete o să am, asta voiam să spun, că o să fie, v-am zis, pe bază de, mamă, ce se ridică praful afară, bate vântul foarte tare și este foarte uscat și se ridică praful. Dar voiam să vă mai spun că în funcție de câte etichete o să-mi rămână, că avem voie la maxim 100 de articole, așa o să mai adaug sau o să mai scot din ce am pregătit deja, dar în mare o să fie lucruri colorate și vesele, pentru că este ediția de primăvară și toată lumea vrea să se îmbrace puțin mai colorat. Bine, dragilor! Vă las aici, noi ne revedem aici pe YouTube duminică cu vlogul de călătorie din Grecia. Vă reamintesc încă o dată, dacă sunteți din Timișoara, treceți duminică pe la Shop My Closet și sâmbătă la piață, dar duminică la Shop My Closet este mai important, că este un eveniment organizat și putem să ne întâlnim, să facem poze și așa mai departe. Nu uitați, 31 martie de la ora 10 începe și ține până undeva în jur de ora 18, așa că vă aștept cu brațele deschise. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și ne revedem curând cu un nou vlog. Eu o să continu să vloguiesc. Toată experiența și tot ce o să se întâmple în zilele viitoare, sunt extrem de excited și da, ne auzim!